Salut, eu sunt Dani Jurma și astăzi vom face unboxing la cel mai ieftin telefon quad-core de la Allview, și anume Allview A5 Quad. Telefonul primit în teste de la Allview a fost lansat luna aceasta. Este primul telefon lansat de Allview în 2014 și este cel mai ieftin telefon quad-core pe care îl au ei în oferta lor. Așadar, acest telefon costă 599 de lei și îl puteți găsi pe site-ul lor sau pe emag.ro, dacă nu mă înșel, și în curând o să apară pe mai multe site-uri cu electronice din România. Bun, haideți să trecem și la unboxing. Ok, să fiu sigur că am rupt sigiliul. Hai să facem cutia. Avem o licență pentru antivirus. Avem certificatul de garanție. Aici avem telefonul. Îl scoatem folia. Îl punem deoparte, revenim imediat la el. Bateria. Bateria este de 1700 mAh. Cablul USB. Încărcătorul. Avem o pereche de căști. Sunt căști clasice. Și încă o carcasă. Avem o carcasă neagră și una în două culori, negru și roșu, portocaliu de fapt. Avem un manual. O folie pentru ecran. Iar aceasta este o mulțumire pentru că am ales acest telefon. Un gest frumos făcut de cei de la Allview și aici ne roagă să apreciem produsele pe care le comercializează ei. Ok. Haideți să le punem deoparte și să trecem la telefon. Îl voi deschide și voi introduce bateria. La telefon este evident dual SIM. Telefonul măsoară 10,9 mm în grosime și cântărește 153 de grame. Ecranul telefonului este de 4,3 inch la o rezoluție de 800x480 de pixeli. Nu vine cu Gorilla Glass. Haideți să înlătur și această folie. Telefonul vine cu Android 4.2.2 Jelly Bean. Avem un Cortex A7 de 1,3 GHz quad-core și un Mali, ca GPU avem un Mali 400MP. Trecem și prin setări. Memoria RAM este de 512 MB, iar ca stocare internă avem 4 GB. Bateria, după cum am spus, este de 1700 mAh. Sunt curios cum se va descurca. Telefonul vine și cu câteva aplicații instalate.
vine chiar și cu luminozitate automată. Așa arată interfața telefonului, este destul de customizată și dacă și aici fac o comparație cu Allview AX4 Nano, care nu era customizat aproape deloc. Însă acest telefon are câteva aplicații instalate pe el. Haideți să intrăm puțin și în camera foto, care este de 5 megapixel și se pare că filmează Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. Sunt curios. Facem și o poză. Vine și cu autofocus, touch to focus. Am făcut destul de repede poza. Culorile sunt redate bine. Până acum, în aceste câteva minute de când am desfăcut telefonul, impresia este una bună, însă nu pot face o părere generală despre telefon, pentru că nu l-am testat îndeajuns, dar asta voi face în zilele următoare, pentru că telefonul va sta cu mine mai mult timp, îl voi testa la toate capitolele, evident că sunt curios de cum se prezintă și știu că și mulți dintre voi sunt curioși. Așadar, asta o să fac zilele următoare, o să testez acest telefon plus altele pe care le voi mai primi. Apoi voi posta o recenzie în care voi spune dacă acest telefon merită sau nu să-l cumpărați. Evident, până la urmă, decizia va aparține. Însă eu îmi voi spune părerea în legătură cu acest telefon. Și dumneavoastră decideți dacă îl cumpărați sau nu. După cum am spus, telefonul costă 599 de lei. Este vorba de un quad-core de 1,3 GHz. Cortex A7, îl puteți cumpăra de pe Allview sau de pe eMAG și în curând va intra și în alte magazine. Prețul este unul corect, telefonul vine cu garanție 2 ani și pare că se mișcă ok până acum. Evident că vine cu puține aplicații instalate, însă nu sunt chiar așa puține pentru că avem două pagini, dar totuși vom vedea cum se va mișca după ce îi voi instala eu mai multe aplicații. Vă aștept să dați un subscribe la canalul meu, să vedeți toate noutățile pe care voi posta și următoarele videouri, pentru că vor veni tot mai multe. Evident, vă invit să intrați și pe site-ul meu, pe noul site, este vorba de gadgeton.ro. Aș vrea să aveți o părere și în legătură cu noua prezentare, evident că este tot în stadiul beta, voi mai modifica până voi ajunge unde vreau eu, la prezentarea pe care o vreau, dar aș vrea să-mi dați o părere, evident, dacă aveți și sfaturi, le aștept cu mare plăcere, dacă aveți întrebări sau sugestii, le aștept cu mare plăcere, adresa de mail o voi posta și în descriere, însă puteți intra pe site și putem vorbi. Așadar, cam asta a fost, nu uitați să dați subscribe, eu vă mulțumesc mult și vă urez o zi sau o seară excelentă. La revedere!